Our immune system keeps us healthy by attacking invaders like viruses. Sistemul imunitar ne ajută să rămânem sănătoși atacând virusii. Totuși, problema apare când sistemul nostru imunitar greșește ținta și atacă țesutul sănătos. Asta poate duce la peste 100 de disfuncționalități precum lupus, artrită reumatoidă, boala Crohn și scleroză multiplă. Mulți nici nu-și dau seama că suferă de o boală autoimună, considerând că dificultatea de a se concentra, oboseala sau durerile abdominale sunt ceva normal. Alte simptome sunt senzația de frig mai tot timpul și bătăile rapide ale inimii. Când medicii au diagnosticat-o pe Sierra Valinga cu tiroidă Hashimoto, i-au spus aceleași lucruri pe care le aud și alții care suferă de boli autoimune. Va trebui să iei pastilele acestea pentru tot restul vieții. Boala de care suferi este incurabilă. Sierra nu a crezut că acele medicamente o ajută. Am început să am tot felul de simptome. Îmi cădea părul, aveam fața umflată și mă dureau încheieturile. Aveam probleme cu sinusurile, alergii, infecții, astfel că mi-au dat antibiotice și m-au trimis acasă. Apoi a auzit de Dr. Amy Myers, unul dintre medicii care cred că medicamentele de multe ori agravează o situație. Mulți dintre ei se confruntă cu efectele adverse care uneori pot să cauzeze infecții, limfoame și cancer. Dr. Myers prescrie o anumită dietă care poate să prevină și posibil să anuleze disfuncționalitățile autoimune. Asta înseamnă că simptomele pot să dispară. Durerea de la nivelul încheieturilor, mușchilor, poate să dispară. Pot să renunțe la medicamente. Văd asta în fiecare zi. Sierra a urmat aceste indicații și după 6 luni și-a recâștigat sănătatea. Până acum a funcționat perfect. Nu-mi mai amintesc când m-am simțit atât de bine. Mintea mea funcționează la fel de bine, părul meu a crescut foarte mult, unghiile îmi cresc atât de mult într-o săptămână încât oja nu mai face față. Dr. Myers crede că bolile autoimune apar din cauza sindromului intestinului permeabil. Aproximativ 80% din imunitatea organismului se găsește în intestin și dacă suferim de o boală autoimună, atunci sistemul nostru imunitar are probleme. Intestinul permeabil prezintă anumite deschideri în peretele său, care le permite unor particule mari să iasă, deși nu ar trebui. Sistemul imunitar le percepe ca fiind străine și începe să atace particulele, cât și țesăturile sănătoase din care sunt formate. Dr. Myers a spus care sunt cauzele unui intestin permeabil. Prea multă mâncare procesată, zahărurile, lactatele și glutenul din grâu. Toată lumea se întreabă cum poate glutenul să fie atât de periculos. Îl consumăm de când ne știm. Pâinea pe care o consumăm acum nu este pâinea pe care o mâncam mai demult. Asta din cauza că oamenii de știință au hibridat grâul de-a lungul anilor. Recoltele sunt mai bogate, dar conțin și mai mult gluten. Nici brânza nu mai are același gust. Lactatele sunt supraprocesate. Nici vacile nu mai sunt ca cele de pe vremea străbunicilor noștri. Folosim foarte mulți hormoni de creștere, antibiotice. Zahărurile în exces cauzează inflamații. Astfel se ajunge la inflamație. Cardiologii spun că și atacul de cord este un proces inflamator. Boala Alzheimer, bolile autoimune, sunt procese inflamatorii. Ce produce inflamarea? Studiile arată că printre cauze se regăsesc carbohidrații și zahărurile simple. Dr. Myers recomandă evitarea glutenului, lactatelor, zahărului și alimentelor procesate pentru refacerea intestinului și vindecarea bolilor autoimune. Pentru asta este nevoie să gătești. Idealul ar fi ca toți să ne hrănim asemenea strămoșilor noștri, produse ecologice, carne de vită organică, pește, legume, fructe, mai mult o dietă paleo. Mi-am făcut multe rulori cu salată. Dr. Myers oferă multe rețete sănătoase în cartea ei, precum parfait cu fructe de pădure, varză de brusel cu cireșe negre și creveți crocanți cu cocos. Nu mai consum gluten și nu mi-e dor să beau milkshake-uri.
Pentru a evita bolile autoimune sau a scăpa de ele, este nevoie de o dietă anti-inflamatoare precum dieta paleo, bogată în legume și grăsimi sănătoase, fără mâncăruri procesate, zaharuri, lactate și paste. Efortul este răsplătit. Minus the processed foods, sugar, dairy and wheat. It could be well worth the effort.